asta vrei. Adevărata prietenie nu o poți schimba nici pe 1000 de cai. Luptătorul de arte marțiale mixte, Denis Palancica, și fotbalistul clubului Zimbru Chișinău, Nechita Iurașco, sunt ca frații încă din copilărie. Aceștia petrec practic fiecare zi împreună. Noi, adică, de la un timp am devenit nedespărțit, adică mereu ne susținem unul de altul, oriunde, chiar să fim și la 100.000 kilometri. Cred că nu a fost așa o zi când nu vorbim. Desuri când meciurile sunt aici la Zimbru, eu mereu sunt prezent la orice meci. Adică asta pentru noi. El la vine la luptele mele, eu la meciurile lui. Denis Palancica a recunoscut că prietenul său este un mare amator de dulciuri. Nichita când vine la mine, păi nici nu intră să salute la mine în cameră. Pur și simplu intră, merge direct înainte la dulapul cu ciocolatele. Își ia mereu ciocolatele și apem. Fermentă la mine în cameră, deam cu etichetele de la ciocolată, le aruncă și numai atunci salut. Cei doi sportivi au făcut schimb de experiență. Mai întâi, Palancica l-a învățat pe Iurașco cum să lovească mai tare cu pumnul. Așa, de dreapta sus. Atacantul Zimbrului l-a provocat apoi pe Denis să repete execuția fabuloasă a lui Cristiano Ronaldo din Liga Campionilor. La scurt timp, luptătorul de 21 de ani a mai avut o realizare. A reușit să-i strecoare balonul lui Nechita printre picioare. În viitorul apropiat, în programul competițional al celor doi amici, urmează evenimente importante. Nechita Iurașco are la orizont partida din Divizia Națională de Fotbal cu Dinamo Autotiraspol, iar Denis Palancica se pregătește de confruntarea cu Gheorghe Lupu în cadrul turneului de arte marțiale mixte Eagles Fighting Championship, ce va avea loc la Chișinău pe 26 mai.